Sergiu Hanca și frumoasa sa soție Andreea apar mai hotărâți ca oricând să mai aibă un copil. Spunem asta pentru că în timp ce internaționalul român muncește în tricoul echipei MKS Cracovia, nici soția nu stă degeaba. Zilele trecute, Andreea a fost surprinsă de paparații spynews.ro la o clinică de fertilizare in vitro din capitală. La clinică, soția lui Sergiu Hanca a petrecut aproximativ o oră și jumătate. Și evident că ne întrebăm dacă nu cumva frumoasa brunetă se pregătește să-i dăruiască încă un copil internaționalului. Ne dorim foarte tare o fetiță, de fapt Sergiu dorește două. Acum ce vrea Dumnezeu, nu știu. Eu simt, am așa un feeling că e tot băiețel, deși îmi doresc fetiță. Este dor lui Sergiu de voi? Da, nu a trecut prea mult timp de când a plecat, dar bănuiesc că te sună și te întreabă în fiecare zi de cel mic. Doamne, nu că mă sună și mă întreabă. Ne sună pe FaceTime tot timpul și nu numai pe mine. Dacă nu răspunde, sunt pe mama, dacă nu pe tata. Și deci tot timpul vrea să-l vadă, să-l vadă, să-l vadă. Cel puțin 5-6 ori pe zi. Știe tot ce face Zian, pas cu pas. Just my baby.